Lincar, Dănciulescu, dintr-o bucată n-a fost offside, Ciocoiu schimbă pentru Dănciulescu în centrul careului și Dănciulescu nu iartă, din nou gol Dănciulescu în meciul cu Dinamo, 1-0 pentru Steaua, minutul 7. Și cred eu că golul îi aparține în mare măsură lui Mihalcea, care nu a jucat mai departe pentru bătrânul care și-a părăsit zona sa, un balon recuperat de steliști și exact pe zona părăsită de bătrânul. Iată, Flamin nu mai are ce să facă, foarte frumoasă acțiunea Stelei, un gol meritat. Primul șut pe poarta lui Flamin aduce și primul gol Stelei. Ce interesantă traiectorie are acest Ionel Dănciulescu, fost jucător al lui Dinamo, care nu și-a iertat fosta echipă la niciun meci. De fiecare dată Dănciulescu a marcat atunci când a fost vorba să evolueze în